Bună dimineața la 8 și 27 de minute. Anul acesta nu știu cum m-am făcut cu un brad natural. Așa se întâmplă când te întâlnești cu prieteni în magazine. Tu vrei să cumperi acolo un brăduț mic? Vine el și îți spune cum e cu brazii. A, măi, Ioana, cumpără și tu un brad natural. Susținem și noi pe Veniera din România. Am dus și am întrebat de curiozitate, domn, de unde vin brazii ăștia? Austria. Și pe Veniera din România susținem. Da, nu s-a lăsat omul. Îl salut pe Andrei. Da, pleca cu un brad acasă natural. Micuț drăguț. Mă întorc și mi-au banii înapoi. Și ieftin, nu știu, parcă n-ar fi braz. Apropo de braz, că mai avem ceva informații. Mai sunt puține zile până la Crăciun, așa că nu ar trebui să ne surprindă faptul că în magazinele de bricolaj din oraș au apărut deja brazi la vânzare. Prețurile sunt cuprinse așa, în general, între 34 și 200 de lei, ca valori rotunjite. Ieșenii nu se înghesuie deocamdată să cumpere pomii, așa cum se întâmplă cu câteva zile înainte de ajun, deși oferta este foarte bogată și acum, iar prețurile sunt pentru toate buzunarele. Spre exemplu, la unul dintre aceste magazine, brazii sunt scoși la vânzare cu prețuri cuprinse între 40 și 160 de lei, cei mai scumpi fiind cei care depășesc înălțimea de 2 metri. Cu 40 de lei puteți cumpăra un brad cu înălțimea de 1 metru și puțin, în timp ce unul de 1,7 metri costă până la 65 de lei, iar un pom care se înalță până la 2 metri ajunge 90 de lei. În același magazin de bricolaj din Iași găsim pomi care măsoară 1,7 metri până la 2,25 de metri și pot fi cumpărați cu 120 de lei. Așa cum vă spuneam, cel mai scump brad ajunge aici 160 de lei și are o înălțime de 2,5 metri. Oferta noastră de weekend este de kilometri de Feel Good Station pe toate frecvențele Impact FM regional. Sărbători fericite! Merry Christmas! Merry Christmas! Enjoy the Christmas days on your Christmas station. Feel Good Station. Cred că una din cele mai ascultate piese de Crăciun, Last Christmas, Wham! La Impact FM regional, bună dimineața! Omul care s-a îndrăgostit de prietena lui! Fix de Crăciun, da! Ok, bună dimineața! Ce mai avem aici? Apropo de piesă de Crăciun. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I love those J-I-N-G-L-E bells. O piesă care mă aduce aminte mai mult de desene animate, nu știu de ce. J-I-N-G-L-E bells. Like Christmas. Woo-hoo. Everywhere you go. Come on, Cheyenne. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. The sturdy kind that doesn't mind the snow. So? The 12th day of Christmas, my true love gave to me. 12 drummers drumming, 11 pipers piping, 10 lords of peace me, 9 ladies waiting, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 bench hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Bună dimineața! Partridge in a pear tree. Yay! Hai la cafea! This is your official Christmas station. Wishing you a very merry Christmas. Impact FM. Ați la concursul unde puteți câștiga produse de la Valea Putna. Vă invităm, extragerea va avea loc pe 11 decembrie. Și gata, nu mai facem concursuri. Vă lăsăm în pace. Deocamdată, sau cine știe. Hai, bună dimineața, avem știri imediat, Loredana Tipac va fi alături de voi, da? Sofia Lisbexter se aude chiar acum, nu, eu sunt preocupată, mă uit la cafea, vreau să termin mai repede de vorbit, să iau o guriță de cafea, repede. Ne mai uităm puțin peste maximă de astăzi, care nu va depăși 0 grade Celsius. Cum sună asta? Maximă 0 grade Celsius. Hai, da.
Trebuie să o intitulăm altfel, nu maxim. Avem minus 4 grade Celsius la Suceava și ceață din ce am văzut, din ce mi-ați trimis prin fotografii. Minus 3 grade Celsius la Iași, minus 4 grade avem la Târgu Neamț, la Câmpul Lung Moldovănesc, minus 1 grade Celsius, la Gura Humorului minus 3 grade. Și dacă n-aveți stare acasă, știu, aveți ceva de făcut în această sâmbătă, spor, spor în ceea ce faceți. Și dacă sunt examene, succes acolo. Vă ținem pumnii! Așa suna muzica din anii 80. Acum preluată în tot felul de piese. Tam taram. Sound TV. Bună dimineața, ce mai putem asculta? Cam tot așa, la radio. Understand the hard people, so why should it be? You and I should get it on so people, so why should it be? You and I should get along so often. Sau ceva de la Alphaville. Sau dacă mă uit mai bine în trafic în acest moment. Oh, look how we'll take a good look. What goes down here? You must learn this lesson fast and learn it well. This ain't no upwardly mobile freeway. Oh no, this is the road. This is the road. This is the road to hell. Hai să nu uităm totuși că este sâmbătă. Spunem bună dimineața de aici. And now, now, put your hands in the air for your feel good station. This is your feel good station. Impact FM Regional. The best tunes.